Bine v-am regăsit! Cu acest videoclip reau rezolvările de teste grilă pentru a veni în ajutorul celor care se pregătesc pentru admiteri, dar și al celor care vor da bacalaureatul din fizică sau au examene de fizică generală. Azi problemele se adresează în primul rând celor care se pregătesc pentru admiterea la medicină, dar nu numai. Așa cum am spus de multe ori, faptul că un set de teste se adresează unei anumite categorii nu înseamnă că nu este folositor și altor categorii care se pregătesc din aceleași capitole. Deci azi teste grilă cu probleme, câte 3 din termodinamică, optică geometrică și curent continuu. Înainte de fiecare problemă, vă voi recomanda un videoclip care vă prezintă teoria necesară pentru rezolvare, iar în descriere găsiți link-urile necesare. Înainte de a începe, dacă vreți să obțineți eficiența maximă, vă recomand să procedați în felul următor. După ce ați văzut enunțul, încercați să rezolvați problema și comparați rezultatul cu cel din videoclip. Dacă nu știți cum să rezolvă problema, urmăriți materialele recomandate în videoclip și apoi încercați din nou să rezolvați problema. Și dacă nici așa nu merge, urmăriți rezolvarea din videoclip. Fac această recomandare deoarece cea mai slabă eficiență o au astfel de materiale dacă cei care le urmăresc sunt doar spectatori. Învățarea presupune muncă, efort, scris, rezolvare de probleme. Nu uitați, încă nimeni n-a reușit să învețe serios fizică sau matematică doar ascultându-i pe alții vorbind. Să începem cu problemele de curent continuu. Dacă un ampermetru este șutat cu R1, atunci măsoară curenți de N1 ori mai mari, iar dacă este șutat cu R2, măsoară curenți de N2 ori mai mari. Dacă se conectează cele două șunturi în serie, atunci domeniul de măsurare se mărește de N ori. Trebuie să găsim care este expresia lui N. Ca să mărim domeniul de măsurare al unui ampermetru, trebuie să legăm în paralel cu el un așa numit rezistor de șunt, așa cum vedeți în desen. Și în acest caz, domeniul de măsurare al ampermetrului se mărește de N ori. N este dat de relația R, adică rezistorul de șunt, este egal cu RA, rezistența ampermetrului, supra N minus 1. Aici apare N, factorul care ne arată de câte ori crește domeniul de măsurare al ampermetrului. Și atunci, în cazul problemei noastre, putem scrie R1 este R ampermetru supra N1 minus 1, iar R2 este R ampermetru supra N2 minus 1. Și acum vrem să găsim expresia lui N pentru cazul în care folosim ca rezistor de șunt ambii rezistori, R1 și R2, legați în serie. Dacă facem așa, rezistența lor echivalentă va fi R1 plus R2. Și atunci putem scrie R1 plus R2 este egal cu, din nou, R ampermetru, dar de data asta supra N minus 1, N fiind ceea ce căutăm noi. Vrem să găsim expresia lui N în funcție de N1 și N2. Și atunci putem să substituim în această ultimă relație expresiile pe care le avem pentru R1 și R2. Și obținem R ampermetru supra N1 minus 1 plus R ampermetru supra N2 minus 1 este egal cu R ampermetru supra N minus 1. Ecuație care se poate împărți la RA, la rezistența ampermetrului. Și obținem ecuația N1 minus 1 plus N2
minus 1 supra N1 minus 1 înmulțit cu N2 minus 1 egal cu 1 supra N minus 1. Adică N minus 1 pe lângă N1 plus N2 minus 2 este egal cu N1 ori N2, dacă deschid aici parantezele, minus N2 minus N1 și plus 1. După ce reducem termenii minus N1 minus N2 și îl trecem pe 2 în dreapta, găsim pentru N expresia N egal cu N1 N2 minus 1 supra N1 plus N2 minus 2. Adică, dacă vom compara cu răspunsurile pe care le avem, e răspuns corect A, varianta A. A doua problemă de curent continuu. Patru surse identice, având tensiunea electromotoare E și rezistența internă R mic, sunt grupate întâi în serie și apoi în paralel. Condiția ca în ambele cazuri să se genereze un curent cu aceeași intensitate pe o rezistență externă R mare este: dacă grupăm N surse identice care au tensiunea electromotoare E mare și rezistența internă R mic, obținem o sursă echivalentă cu tensiuni electromotoare și rezistențe interne care depind de felul în care grupăm sursele. Dacă le grupăm în serie, atunci tensiunea electromotoare echivalentă va fi de N ori E, iar rezistența internă echivalentă va fi de N ori R mic. Dacă le grupăm în paralel, atunci tensiunea electromotoare echivalentă va fi E, iar rezistența internă echivalentă va fi R mic supra N. Asta înseamnă că în cazul nostru, având patru surse identice, putem scrie pentru curentul în cazul legării în serie, I indice S este egal cu N ori E 4 înmulțit cu E supra R mare plus 4 R mic. Legea lui Ohm pentru întregul circuit, dacă grupăm sursele noastre în serie. Dacă le grupăm în paralel, curentul va avea expresia E, la gruparea în paralel, tensiunea electromotoare echivalentă este E, iar rezistența internă este R mic supra N, supra R mare plus R mic supra N. Iar problema spune că vrem ca intensitățile celor doi curenți să fie aceleași. Atunci avem ecuația 4E supra R mare plus 4R mic este egal cu E supra R mare plus R mic supra 4. Numărul nostru este 4. Putem să scriem valoarea concretă. Ecuația se poate împărți la E și vom avea de 4 ori numitorul de aici se poate scrie 4R mare plus R mic supra 4. Trebuie să fie egal cu R mare plus 4R mic. Aici 4 se simplifică și obținem 4R mare plus R mic egal cu R mare plus 4R mic. Adică 4R mare minus R mare 3R mare trebuie să fie egal cu 4R mic minus R mic 3R mic. Ceea ce înseamnă că R mare trebuie să fie R mic. Deci condiția ca cei doi curenți să fie egali, să aibă aceeași intensitate, este ca rezistența pe care debitează curent cele două grupări
să fie egală cu rezistența internă a unei singure surse. Și dacă vă uitați la răspunsurile pe care le avem, asta înseamnă că răspunsul corect este E. A treia problemă de curent continuu. Dacă o sursă având tensiunea electromotoare E mare egal cu 3 volți și rezistența internă R mic egal cu 1 ohm debitează puterea maximă în circuit, pierderea de putere pe sursă este. O sursă care are tensiunea electromotoare E mare și rezistența internă R mic debitează puterea maximă pe un circuit dacă rezistența circuitului respectiv, R mare, este egală cu rezistența internă a sursei. Și în acest caz, curentul în circuit, dat de legea lui Ohm pentru întregul circuit, va fi E supra R mare plus R mic, dar pentru că R mare este egal cu R mic, avem R mic plus R mic, 2R mic. Iar puterea pe circuit va fi I pătrat înmulțit cu R. Adică va fi I pătrat, E pătrat supra 4 R mic pătrat înmulțit cu rezistența circuitului care este egală cu R mic. Deci puterea va fi dată de relația E pătrat supra 4 R mic. În cazul nostru, numeric, puterea va fi, tensiunea electromotoare este 3 volți, 9, și rezistența internă este 1 ohm, 9 pe 4. Adică puterea va fi 2,25 W. Dar aceasta este puterea pe circuit, puterea dată de sursă în exterior, pe circuitul legat la sursă, iar problema ne întreabă cât este puterea care se pierde în sursă. Atunci când sursa dă puterea maximă în circuit, jumătate din puterea ei ajunge în circuitul exterior și restul, adică tot jumătate, este disipată sub formă de căldură în interiorul sursei. De ce? Pentru că R mare este egal cu R mic. Și atunci am același curent prin doi rezistori identici de aceeași valoare a rezistenței, ceea ce înseamnă că puterile vor fi egale. Și atunci rezultatul corect la răspunsul la întrebarea noastră este că puterea care se pierde în sursă este tot 2,25 W, pentru că, repet, puterea totală a sursei se împarte în cazul puterii maxime pe circuitul exterior, jumătate pe circuitul exterior, jumătate este disipată în sursă sub formă de căldură. Asta înseamnă că răspunsul corect este A. Să trecem la problemele de optică. Prima. O rază de lumină cade sub un unghi de 60 de grade pe o lamă cu fețe plan paralele de grosime 3 cm și indice de refracție N egal cu radical din 3. La ieșirea din lamă, raza va fi deviată cu. Puteți vedea desenul corespunzător problemei noastre. Vedeți raza incidentă care suferă două refracții la intrare și la ieșire din lama cu fețe plan paralele, iar raza emergentă, după cum puteți vedea pe desen, este deviată de la direcția inițială, direcția razei incidente, cu delta. Am notat deviația cu delta. Mai puteți vedea unghiul de incidență și unghiul de refracție, I și R. Avem odată triunghiul dreptunghic IOM. Și în acest triunghi putem scrie cosinus de R este D, grosimea lamei transparente, supra IM, care este ipotenuza. Avem apoi
încă un triunghi dreptunghic, INM. Una dintre catetele acestui triunghi este delta. Tocmai de aceea ne interesează acest triunghi. Și observați, vă rog, că unghiul I din triunghiul INM este diferența dintre unghiul de incidență și unghiul de refracție. Deci unghiul I din acest triunghi este I mic minus R mic. Și atunci putem scrie sinus de I minus R mic este, cateta opusă este delta, iar ipotenuza este IM. Cele două triunghiuri dreptunghice au aceeași ipotenuză. Și acum îl pot substitui aici pe IM din această relație. Obțin că sinus de I minus R este delta supra IM, dar IM este D supra cosinus de R. D și cosinus de R apare la numărător. Și de aici rezultă că delta este D înmulțit cu sinus de I minus R supra cosinus de R. Deci am găsit o expresie pentru delta, pentru deviație, dar cunoaștem unghiul de incidență și nu-l cunoaștem încă pe R, unghiul de refracție. Ca să-l găsim, folosim legea refracției. Sinus de I supra sinus de R știm că este egal cu N, care în cazul nostru este radical din 3. Și atunci sinus de R va fi egal cu sinus de I supra N. Sinus de R va fi atunci sinus de 60 de grade radical din 3 pe 2 supra N, care este radical din 3. Radical din 3 se simplifică și găsim că sinus de R este 1 pe 2, ceea ce înseamnă că unghiul de refracție este 30 de grade. Și acum ne putem întoarce la relația noastră ca să-l calculăm pe delta. Delta este egal cu D, adică 3 cm, înmulțit cu sinus de I minus R. I este 60 de grade, R este 30. Sinus de 30 de grade este 1 pe 2. Supra cosinus de R, cosinus de 30 de grade, este radical din 3 pe 2. 2 se simplifică și 3 pe radical din 3 este radical din 3. Deci delta, deviația, este radical din 3 cm. Ceea ce înseamnă că răspunsul corect este E. A doua problemă de optică. Convergența unei lentile biconvexe din sticlă cu indicele de refracție N egal cu 1,5, având razele de curbură de 25 de cm, este... Convergența unei lentile se calculează cu relația C mare este egal cu N minus 1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2. Și dacă vă uitați la acest desen, observați că în cazul unei lentile biconvexe, cum e cazul lentilei din problema noastră, R1 se măsoară spre dreapta, deci conform convenției noastre de semne este pozitivă, are valoare pozitivă, dar R2 se măsoară de la lentilă spre stânga, deci are o valoare negativă și cu minusul de aici vom avea plus. Și n-are rost să le mai spunem R1 și R2 pentru că în modul sunt egale. Avem valoarea R egal cu 25 de
centimetri, adică 0,25 metri. Ținând seama de semnele despre care am vorbit, convergența se poate scrie n minus 1 înmulțit cu 1 pe r plus 1 pe r, 2 supra r. În cazul nostru, 1,5 minus 1, 0,5 înmulțit cu 2 supra 0,25 metri. 0,5 ori 2 e 1, 1 împărțit la 0,25 este 4. Deci convergența este 4, 1 pe metru, metru la minus 1 sau dioptrie. 4 dioptrii, ceea ce înseamnă că rezultatul corect este ce? A treia problemă de optică. Dacă un obiect se găsește la 10 cm de un sistem afocal format din două lentile cu convergențele C1 10 dioptrii și C2 5 dioptrii, imaginea finală va fi față de a doua lentilă la. Un sistem afocal alcătuit din două lentile arată așa cum vedeți în desen, adică focarul imagine al primei lentile coincide cu focarul obiect al celei de-a doua lentile. Cu alte cuvinte, distanța dintre lentile este suma celor două distanțe focale. Prima lentilă, în problema noastră, are convergența C1 10 dioptrii. Asta înseamnă că are distanța focală F mic 1, 1 pe 10 metri, adică 10 centimetri. Dar exact la 10 cm, spune problema, se găsește un obiect în fața primei lentile. Înseamnă că avem un obiect în focarul primei lentile și că prima lentilă ne dă o imagine la infinit pentru obiectul nostru, pentru că, repet, el se găsește în focarul ei. Și această imagine devine obiect pentru a doua lentilă. Și dacă obiectul se găsește la infinit, atunci unde se formează imaginea lui? În focar. Deci răspunsul este că imaginea finală se formează în focarul celei de-a doua lentile. Dar putem să ne gândim și altfel. Dacă imaginea dată de prima lentilă se formează la dreapta celei de-a doua lentile, atunci avem un obiect virtual și putem să ne gândim unde ar trebui să fie un obiect real care să ne dea o imagine virtuală acolo unde avem obiectul virtual. Ar trebui să fie în focarul celei de-a doua lentile și ajungem la aceeași concluzie. Deci răspunsul corect pentru că a doua lentilă are convergența 5 dioptrii și deci distanța focală 1 pe 5 metri, adică 20 de centimetri. Răspunsul corect este acela că imaginea finală se formează la 20 de centimetri în dreapta celei de-a doua lentile, adică este B. Și acum problemele de termodinamică. Prima problemă. O cantitate de gaz ideal suferă o transformare după legea P ori V la N constant, N fiind mai mare decât 1. La destindere, gazul A se răcește, B, T nu se modifică, C se încălzește, D, dacă N mai mic decât gamma se încălzește, iar dacă N mai mare decât gamma se răcește, gamma fiind exponentul adiabatic, E, nu se poate preciza cum evoluează fără a cunoaște temperatura. Avem deci P ori V la N constant, adică o transformare politropă, despre care puteți afla mult mai multe lucruri în videoclipul pe care tocmai vi l-am recomandat. Pe noi ne interesează acum faptul că exponentul N este mai mare decât 1. Și putem să scriem această
relație P ori V, ori V la N minus 1, egal constant. De ce? Pentru că știm că produsul P ori V este nu RT, ecuația termică de stare. Și atunci avem nu RT înmulțit cu V la N minus 1, egal constant. Dar nu și R sunt și ele constante, le putem îngloba în această constantă. Și atunci avem relația T ori V la N minus 1 egal constant. Și pentru că N este mai mare decât 1, înseamnă că acest exponent va fi pozitiv, ceea ce înseamnă că dacă volumul crește, temperatura trebuie să scadă. Și înseamnă că am găsit răspunsul la întrebarea noastră, pentru că acolo era vorba despre o destindere. Într-o destindere, volumul crește, ceea ce înseamnă că temperatura scade, ceea ce mai înseamnă că răspunsul corect este gazul se răcește, adică răspunsul A. A doua problemă de termodinamică. Un gaz ideal suferă transformarea termodinamică din figură în coordonate densitate-temperatură. În această situație, A, gazul nu schimbă căldură cu exteriorul, B, lucrul mecanic schimbat cu exteriorul este pozitiv, C, concentrația moleculelor scade, D, gazul cedează căldură, E, presiunea gazului scade. Ceea ce putem observa imediat din această diagramă în care apare densitatea funcție de temperatură este că temperatura este constantă, ceea ce înseamnă că avem o transformare izotermă. Și într-o transformare izotermă, P ori V este constant. Dacă crește presiunea, scade volumul și invers. Cele două mărimi sunt invers proporționale. Căldura într-o transformare izotermă, Q indice T, se calculează cu formula nu RT, logaritm natural din V2 pe V1. Iar în diagrama noastră observăm că densitatea crește. Dar densitatea este masa împărțită la volum. Deci dacă densitatea crește, înseamnă că volumul scade. Avem o comprimare și acum deja știm că avem o comprimare izotermă. Și dacă avem o comprimare, volumul scade, adică înseamnă că V2 este mai mic decât V1. Și înseamnă că raportul de aici este subunitar. Și logaritm dintr-un număr subunitar e o valoare negativă. Și am găsit că în această transformare căldura are o valoare negativă, ceea ce înseamnă că este o căldură cedată. Deci răspunsul corect este că în această transformare gazul cedează căldură, adică este răspunsul D. A treia problemă de termodinamică. Apa din rezervoarele de balast ale unui submarin este evacuată cu ajutorul aerului comprimat aflat în butelii de oțel. O butelie are volumul VB 0,5 metri cubi, presiunea PB 10 la 7 N pe metru pătrat și temperatura TB 300 Kelvin. Știind că submarinul se află la adâncimea de 20 de metri, iar apa mării are densitatea 1,03 ori 10 la 3 kg pe metru cub și temperatura 13 grade Celsius, volumul de apă maxim ce poate fi evacuat de apa dintr-o butelie este. Și avem 5 variante pentru această valoare. Inițial avem
aer comprimat într-o butelie și parametrii sunt presiunea în butelie 10 la 7 newton pe metru pătrat, adică cam 100 de atmosfere, pentru că o atmosferă este 10 la 5 newton pe metru pătrat aproximativ, volumul buteliei, care este și volumul aerului conținut, este 0,5 metri cubi, iar temperatura aerului în butelie este de 300 Kelvin. Deci aceștia sunt parametrii inițiali. Iar aerul din această butelie este folosit pentru a împinge apa din rezervorul de balast al submarinului afară. Pentru asta trebuie să învingem presiunea pe care o are apa la adâncimea respectivă și mai trebuie să înțelegem că temperatura finală va fi egală cu temperatura apei, temperatura finală a aerului, pentru că aerul vine în contact cu apa mării și are capacitatea calorică mult mai mică decât apa, deci foarte repede el ajunge la echilibru cu apa mării și va avea aceeași temperatură. Deci în a doua stare, temperatura aerului va fi egală cu temperatura apei, care este 13 grade Celsius, adică 273 plus 13, 286 Kelvin. Presiunea va fi presiunea apei la adâncimea de 20 de metri plus presiunea atmosferică, pentru că deasupra oceanului sau mării nu e vid. Avem presiunea aerului. Deci P va fi P0 plus presiunea hidrostatică, adică rho GH. Iar volumul va fi volumul de apă dezlocuit. Asta înseamnă a dezlocui, că în locul volumului de apă voi avea un volum de aer plus volumul buteliei. Pentru că rămâne aer și în butelie, la aceeași presiune cu aerul care a dezlocuit, pentru că problema spune volumul de apă maxim ce poate fi evacuat. Deci lăsăm să iasă aerul din butelie până când presiunea în butelie devine egală cu presiunea în exterior, adică cu această presiune. Să vedem cât este presiunea P. Presiunea P va fi P0, adică 10 la 5 pascali sau newton pe metru pătrat, plus rho GH. Rho GH înseamnă 1,03 ori 10 la a 3-a densitatea, ori 10, G mic, ori 20 de metri adâncimea la care se găsește submarinul. Și asta este egală cu 2,06 înmulțit cu 10 la a 5-a pascali. Deci plus 2,06 ori 10 la a 5-a pascali. Așa că în final presiunea va avea valoarea 3. 0,06 ori 10 la 5 newton pe metru pătrat. Și acum putem folosi legea transformării generale, pentru că după cum vedeți toți parametrii își modifică valorile, deci avem o transformare generală, adică PB înmulțit cu VB supra TB este egal cu P ori V supra T. Și acest V, nu uitați, este volumul de apă dezlocuit plus volumul buteliei. Așa că avem volumul de apă dezlocuit plus volumul buteliei este egal cu PBVB înmulțit cu T supra P ori T indice B.
Deci am ajuns la această relație din care ne interesează volumul de apă dezlocuit. Volumul de apă dezlocuit, VD, va fi, deci, PB ori VB ori T supra P ori TB minus VB. Adică va fi volumul buteliei pe lângă presiunea în butelie înmulțită cu temperatura apei supra presiunea apei înmulțită cu temperatura în butelie minus 1. Aceasta este relația cu ajutorul căreia putem calcula ceea ce ne cere problema să calculăm, volumul dezlocuit de apă. Și acum tot ceea ce avem în dreapta e cunoscut, e exprimat în unități de măsură din sistemul internațional. Dacă veți face calculele, veți vedea că obținem un rezultat care e cel mai apropiat de varianta A dată în răspunsurile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție, succes în pregătire, la revedere!